Astăzi Biserica Ortodoxă face prăznirea Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva, care a strălucit în lume cu viața ei sfântă, cu faptele cele bune, fiind împodobită de Dumnezeu, dar și ocrotitoarea Moldovei. Pentru nevoința petrecerea sa fără prihană, a binevoit Dumnezeu să o proslăvească pe pământ cu faceri de mari minuni și să o pună ca o făclie luminoasă în sfeșnicul bisericii sale spre a lumina pe toți și a fi rugătoare, ajutătoare, mângâietoare tuturor celor ce aleargă la dânsa cu credință. Sfânta Cuvioasa Maica noastră Parascheva s-a născut în pământul Tracei, aproape de cetatea Calicrația, într-un sat ce se chema Epivata. Din părinți drept-credincioși care umblau neabătuți în toate poruncile lui Dumnezeu, împodobindu-și viața lor cu milostenii și cu faceri de bine. Părinții fericitei Parascheva au dat celor doi copii ai lor o creștere cu totul aleasă, reprezându-i dragostea de Dumnezeu și mila pentru oameni. Apoi părinții, trecând în cereștri locașuri, au lăsat pe Parascheva moștenitoarea casei împreună cu fratele său Eftimie, care mai târziu a devenit episcop. După moartea părinților ei, fericita Parascheva a început o viață de aspre nevoință în rugăciune, în post, milostenie, pășind pe calea cea sfântă care duce la împărăția lui Dumnezeu. Apoi, aprinzându-se de râvnă pentru cele cerești, nu a voit să vețuiască mai mult în lume cea plină de tulburări. Deci, părăsind toată grija pământească, s-a dus la o mănăstire de călugărițe din pustiul Iordanului și acolo petrecea viața îngerească urmând Văzătorului de Dumnezeu, Ilie și lui Ioan Botezătorul, mâncând numai verdețuri din acele foarte puține. Apoi se chinuia de frig, de arșiță și căuta cu ochii minții sale numai la cer ce poate mântui de împuținarea sufletului pe cei smeriți cu inima. Dar cine va putea spune izvorul lacrimilor cuvioase Parascheva, suspinile ei cele neîncetate, sau ostenelile privegherile de toată noaptea, ispitele de la diavoli, metanile ei cine va povesti decât unul Dumnezeu care știe și vede toate. Ea nu mai purta grijă de cele pământești, ci numai de cele sufletești, de ceasul judecății ce va să fie. Ca mireasa lui Hristos, neîncetat se pregătea să iasă într-o întâmpinare a mirelui, iubit zicând, pe tine, milele meu, te iubesc, pe tine te caută inima mea. Apoi cugeta și la cuvintele din cântarea cântărilor, spune mie pe cine l-a iubit sufletul meu. Gândul era numai la cele de sus, adică cum își va împodobi candela sa, cum va ieși cu fecioarele cele înțelepte într-o întâmpinare a mirelui și va auzi glasul dulce a lui și se va îndulci de vederea frumuseții lui. Alte ori, pe când se ruga, zicea, când voi veni și mă voi arăta înaintea feței lui Dumnezeu. După 5 ani de nevoință în pustiul Iordanului, pe când se ruga cu mâinile înălțate spre cer după obiceiul Sfinților, a văzut pe Îngerul Domnului în chip de tânăr luminos care a zis, lasă pustiul Iordanului și te întoarce în patria ta, pentru că acolo ți se cuvine să-ți dai trupul pământului, iar sufletul tău să treacă la cereștile locașului. Deci cuvioasa socotim puterea vedenii, înțelegând că porunca este de la Dumnezeu,
se bucura de moartea cea trupească, dar se întrista de părăsirea pustiului, pentru că nimic nu curățește așa de bine sufletul și nu-l aduce la chipul cel din tâi precum viața de pustie și liniștea din pustie. Lăsând fără de voie pustiul cu vioasa Parascheva, a venit în împărătească cetate Constantinopol, s-a închinat în biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din Vlahedne, s-a împărtășit cu trupul Sângelui Hristos, apoi s-a dus în patria sa, Epivata, unde a petrecut 2 ani de zile, neschimbându-și osteneala cea pustnicească, adică postul, rugăciunea, priveghelile de noapte, sosind ziua mutării sale către Dumnezeu, s-a rugat cu multe lacrimi pentru sine, pentru biserică, pentru sfinții slujitori, pentru sihaștri, pentru cei bolnavi, pentru toată lumea. Apoi și-a dat sufletul cu pace în mâinile lui Dumnezeu. Iar trupul său, după obiceiul creștinesc, s-a îngropat în pământ, la un loc neînsemnat, pe malul mării. Mai târziu, vrând Dumnezeu să proslăvească pe cuvioasa Parascheva, i-a descoperit Sfintele Moaște într-un chip minunat ca acesta. Era un sihastru aproape de loc unde era îngropată cuvioasa Parascheva. Deci s-a întâmplat că a murit un corăber acolo, al cărui trup mirosea greu. Oamenii au săpat o groapă să îngroape trupul corăberului. Dar după rânduiala lui Dumnezeu a aflat trupul nestricat al Sfintei Preacuvioasei, mult milostive Parascheva, zăcând în pământ. Și fiind oameni pricepuți, au aruncat alături de moaștele cuvioase trupul corăberului și acoperindu-l cu pământ s-a dus acasă. Într-o noapte, unul din acei oameni, anume Gheorghe, fiind iubitor de Hristos, de când se ruga lui Dumnezeu, în casa sa a adormit și a văzut în vedenie o împărăteasă cezând pe scaun luminat și mulțime de ostași, stând împrejurul ei. Unul din acești ostași, luându-l de mână, l-a ridicat de jos și a zis: Gheorghe, pentru ce ați trecut cu vederea trupul cuvioase Parascheva și ați îngropat la un loc cu dânsul trupul necurat și stricat? Deci scoateți-l din groapă și îl puneți la un loc de ales de cinste, că a venit Dumnezeu să proslăvească pe roaba sa pe pământ. Asemenea și acea împărăteasă, în veșminte luminate, a zis: de grab scoțind moaștele mele la un loc însemnat să le puneți, pentru că și eu am fost ca voi și patria mea este Epivat, unde voi acum locuiți. În aceeași noapte, o femeie cinstită, anume Eufimia, a avut aceeași vedenie. A doua zi a spus toate la oamenii cei drept credincioși. Apoi au alergat cu lumânări în mâini la moaștele cuvioase Parascheva, pe care, aflându-le în pământ întregi, bine mirositoare, ca o comoară de mult preț, le-au așezat cu mare bucurie în biserica Sfinților Apostol Petru și Pavel din Epivat. După multe vreme, credinciosul împărat romano-bulgar Ioan Asan, auzind de minunile ce făcuse la moaște cuvioase Parascheva, a trimis pe mitropolitul Marcu cu mulți episcopi și preoți și au dus cinstitele ei moaște în orașul Târnovo, unde se tămădeau numeroși bolnavi care veneau aici cu credință. După o vreme, când turcii au cucerit o parte din Imperiul Bizantin, cu îngăduința lui Dumnezeu, sultanul Baezid dă moaștele Sfintei Parascheva lui Mircea cel Bătrân, domnul țării românești. În anul 1393, dar nu stau aici decât 3 ani, căci mâniându-se turcii pe Mircea cel Bătrân după luptele de la Nicopore din 1396, au dat acest odor de mare preț Cneziniei Angelina, care le-a dus la Belgrad, unde de asemenea se vindecau mulți bolnavi. Și au stat moaștele cuvioase Parascheva la Sârbi, în Belgrad, 124 de ani.
din 1396 până în 1520, când sunt strămutate la Constantinopol. Sfintele moaște sunt răscumpărate apoi la turci de Patriarhia din Constantinopol, unde stau 120 de ani. În anul 1639, evlaviosul domn al Moldovei, Vasile Lupu, terminând de zidit biserica mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași, dorea să împodobească ctitoria sa cu Sfintele Moaște a Sfintei, mult milostive Preacuvioase Parascheva. Renumit spre mângâierea poporului nostru binecredincios, deci auzind Vasile Lupu de moaștele cuvioasei Parascheva și dorind să le aducă la Iași, i-a împlinit Dumnezeu cererea astfel. Patriarhia din Constantinopol avea mari datorii către sultan, neavând de unde plăti, Patriarhul Partenie a acceptat să dăruiască Sfintele Moaște a Sfintei Parascheva lui Vasile Lupu cu condiția că domnul Moldovei să-i achite datoria de 300 de pungi de galbeni pe care o datorau turcilor. Deci, achitând toate datoria Patriarhiei din Constantinopol, a primit odorul cel de mult preț, adică moaștele Sfintei Parascheva, aduse la Iași cu mare alai și cinste la 13 iunie 1641 de către trei mitropoliți, Ioanichie, al Iraclei, Partenie și Teofan. În marginea Iașilor, Sfintele Moaște, însoțite de Vasile Lupu, mitropolitul Varlam al Moldovei, au fost întâmpinate de un mare cortegiu de clerici, monahi, credincioși, cu făclia aprinse în mâini și au fost așezate cu mare cinste în Biserica Sfinții Trei Ierarhi din anul 1641, până astăzi se face prăznirea anuală la 14 octombrie a Sfintei Mult milostive Preacuvioase Parascheva. Moaștele cuvioase Parascheva au stat în Biserica Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi timp de 250 de ani, adică până la 12 decembrie 1888, când au fost strămutate în noua catedrală metropolitană, unde se află și astăzi. Această strămutare s-a făcut în urma unei mari înfricoșate minuni pe care o aflăm scris în Viețile Sfinților, în Mineiul pe octombrie. Și iată ce scrie despre aceasta. Moaștele cuvioase Parascheva se păstrau iarna în sala gotică a lui Vasile Lupu, unde era paraclisul mănăstirii. Însă, ca din neglijență sau și cu oarecare îngăduință a lui Dumnezeu, în anul 1888, în noaptea de 26-27 decembrie, paracliserul a uitat o lumânare aprinsă în sfeșnicul de lemn de lângă racla Sfintei Parascheva, după slujba de mezul nopții. După un ceas sau două s-au aprins sfeșnicul, aștenuturile, baldachinul, veșmintele, apoi și sicriul cuvioasei Parascheva a fost cuprins de flăcări. Din această cauză s-a topit definitiv sicriul de aur, dăruit de domnul Vasile Lupu și multe alte odoare de mare preț. Abia în zorii zilei a fost simțit focul un elev de la școala ce funcționa în curtea mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, a dat alarma, s-a adunat lumea, a venit bătrânul mitropolit Iosif văzând paraclisul în flăcări, și sicriul învăluit de jăratic plângea cu toții și ziceau cu durere, au ars moaștele cuvioase Parascheva. Dar stingându-se puțin văpaia, au răscolit jăraticul și au văzut o înfricoșată prea mare dumnezească minune. Sicriul cuvioase Parascheva era învăluit de frăcă, tot aurul și argint era topite, risipite de foc. Iar sicriul de lemn era ars numai pe din afară. Apoi, săltând capacul de lemn, a văzut că nicio urmă de foc sau de căldură nu pătrunsese înăuntru. Numai perna de sub capul sfinte era puțin afumată.
Aceasta a fost cea mai mare dumnezeiască minune făcută de cuvioasa Parascheva, cum a oprit ea focul să nu ardă sicriul de lemn și niciun veșmânt din sicriu, cum a adormit cuvioasa o noapte întreagă nebătămată de jeratic, ca pe pat moale împărătesc, a așternut cu flori. Cât de minunat este Dumnezeu într-o Sfinții Săi, cel ce face pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc. Deci, plângând cu toții de bucurie din slavă lui Dumnezeu, mulțumită cuvioase Parascheva, au căzut cu toții în genunchi, au făcut acatistul Sfinte, apoi însuși Mitropolitul împreună cu clericii, au luat Sfintele Moaște și le-a dus în noua catedrală, iar în locul vechiului sicriu topit de foc, Evlaviosul Mitropolit Iosef, numit de credincioși cel Sfânt, a făcut un nou sicriu de argint care se vede până în zilele noastre. A pus în el Sfintele Moaște, le-a așezat în partea dreaptă a catedralei, unde se păstrează nestrămutate până în zilele noastre. Iar sicriul de lemn, ars numai pe din afară, se păstrează în biserica de alături ca o mărturie a minunii ce s-a făcut atunci de Sfânta Cuvioasa, mult milostivă Parascheva. Iubiți credincioși, astăzi noi credincioșii și toți credincioșii sunt în sărbătoare. Astăzi se prăznește Preacuvioasa Maica noastră, mult milostivă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, rugătoarea, gramnică, ajutătoarea tuturor credincioșilor, care cere mijlocirea ei. În această zi se adună la Catedrala Mitropolitană de la Iași, încă din ajunul, mii de oameni, pelerini care vin să se roage, să se închine, să sărute cu evlavie racla moașilor Sfintei Parascheva. Iată, sunt aproape 350 de ani de când această mireasă a lui Hristos ne ocrotește cu Sfintele Moaște. Ce slujbe frumoase, cântări alese, nu se fac acum în Sfintele noastre mănăstiri, în cinstea cuvioase Parascheva. Câți credincioși, câte credincioase ne poartă cu evlavie numele Sfânt al Sfintei Parascheva. Îi citește acatistul, își dobândesc cerile lor. Dar cine poate spune de câte primejdii nu ne-a scăpat Dumnezeu de-a lungul secolilor cu mijlocirea Sfintei Parascheva? De aceea, frați și surori, suntem datori să cinstim pe Sfinți, că ei sunt prietenul Dumnezeu, rugătorii noștri la cer. Să cinstim cu credință pe Sfânta Preacuvioasa, mult milostivă Parascheva. Să-i sărutăm cu evlavele Sfintele Moaște, ori de câte ori avem posibilitate. Apoi să citim adesea acatistul ei și cântând cu toți într-un glas această scurtă rugăciune: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare în vecii vecilor. Amin!